Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA 2015 Ultimate Team. Astăzi, în acest episod, o să vă prezint echipa mea din Italia și momentan cea mai bună echipa mea pe care o am. Tocmai l-am cumpărat pe Vidal, o să înlocuiesc pe Valero. L-am avut și pe De Rossi pe poziția asta, însă Valero a jucat absolut incredibil și de asemenea mai am făcut o schimbare. A, De Rossi era câbâcă, da. Era accentat, parcă Barzagli. Însă De Rossi a fost mai slab decât Valero, nu știu de ce. Poate că are 69 pace. În fine, de asemenea, deși Guarini era unul dintre jucătorii mei preferați în FIFA 2014, cred eu că acum Mertens, pentru că are mai mare pace-ul, este jucătorul care se potrivește mai bine. Și Guarini rămâne sau vine pe bar acum. Îmi plăcea foarte mult de el și am jucat foarte multe meciuri cu el în FA 14. Să acum Mertens mi se pare mai bun. Aceasta este echipa. Până acum cred că am vreo 5 victorii, 5 meciuri sau 4 victorii, 4 meciuri. Și nici nu joc incredibil cum jucam înainte să plec în Germania. Forehead pe dreapta. Ibarbo ca să dea goluri pe, în centru. Cuadrado pe dreapta, cel mai scump jucător, e foarte bun, facem foarte multe fente în margini. Vidal e primul meci care îl testez. Mertens la fel. Marchez e jucătorul preferat din Italia, așa că nu pot să-l schimb. Barzagli poate o să-l schimb pe el, dar arată foarte bine. Chiellini la fel. Conco, da, și Evra cât de cât. Și în poartă este Handanovic, care nu apare mereu incredibil. În fine, ce portar apare incredibil în FIFA 2015. Mai trebuie un egal și o victorie pentru a promova în divizia 4-a. Da, noi în divizia 4-a. Așa că haideți să facem asta. Până acum am 100%, adică fiecare divizie pe care am jucat-o am promovat. Am jucat în 4 divizii sau în 5 pe care le-am promovat. Sperăm că vom păstra procentul de 100% și în divizia 5-a. Și vom câștiga al 5-lea titlu, sau al 4-lea, al 5-lea. În fine, să vedem ce adversar dăm. Parcă am făcut două înfrângeri înainte să plec în Germania. Nu, cred că am făcut două înfrângeri înainte să plec în Germania. Dați să mă uit încă la ceva. Adică sunt ok, jucătorii nu sunt foarte obosiți. Ok, Legend Team. Oh my god. Pele, o să fie în teren. Aguilas Doradas. Rating 80. Wenger, antrenor. Neymar, Kaká, David Luiz, Marquinhos, Rafael, ăla LM are 91 pace, Lucas. Interesantă echipă. 3 jucători cu 5 star skills. Leandro Cuadrado are 5 star skills. Însă dă gol ca ăsta. Nu, apără Guilherme. Îl vede perfect acolo pe Mertens. Prima oară când atinge mingea. A doua atingere a lui Mertens. Fantastic, Mertens! Mertens! Oh my god, ce ratare! Cred că e stângaci. A dat prea prost din poziția aia. Asta a doua ocazie a meciului, a lui Mertens. Din nou Mertens, vrea să arate că merită să joace. Vidal la fel. Încă o trecere a lui Vidal. Vidal, încă o trecere! Oh my god, Vidal! Am vrut să dau un gol frumos cu el, dar nu se poate. Cu Marchizio, nu știu, Marchizio e incredibil la șuturi. De fiecare dată când trag cu el, dau exact unde vreau. Oh my god, ce a fost aia? Hai, forehead. Am dat pase. Oh my god! Mertens! Gol, Mertens! Este 1-0. Da, Mertens e mai bun decât Guarin. În FIFA contează, în FIFA 2015, contează foarte mult pace-ul și dribbling-ul. Guarin avea multă forță și șuturi bune. Însă lui Mertens nu-i trebuia la când are pace nebun și dribbling nebun. Avem 1-0 în minutul 16. O victorie și un egal și câștigăm titlul. Cu doar un egal vom nu știu, vom promova. Ibarbo. Oh my god. Nu eram prea concentrat la faza aia, îmi pare rău. Am jucat-o prost. Trebuie să dau gol acolo. Și acum răzbunarea.
Maicon urcă, Chiellini vine și ia mingea, perfect. Sau nu? Ba da. Cuadrado. Sincer, la început am crezut că nu-și merită banii 40K cât era atunci, dar acum e vreo 20. Însă, în meciurile recente, am văzut că își merită banii. Deși acum a pierdut mingea pentru unele care. 5 star skills în margine acolo. E foarte bun. Mertens. Mertens trece. Mertens, gol, Mertens. Dublă la debut. Îmi place de el. Cu siguranță va rămâne în teren. Nu mai îl schimb. Deși Guarini cred că e mai scump ca el. E cu vreun K2 mai scump. 2-0. Oh my god, Mertens, fotolește. Nici chiar atât de agresiv. Oh, Kaká cu niște faze ca pe vremuri. Kaká intră în careu. Pasează greșit către Neymar. Acum scapă Cuadrado din marcaj. Maicon e cam prea încet pentru Cuadrado. Cuadrado trece din nou, fantastic. Încă o trecere, Cuadrado intră în careu. Cuadrado, gol! Cuadrado! 3-0. Defilăm spre divizia a patra. Echipa asta merge foarte bine. Și sincer îmi place foarte mult cum joacă. Nu cred că o să mai schimb vreodată. Dacă e, o să mai construiesc alte echipe, dar pe asta nu o să vând niciodată. O să fie echipa mea de bază. Tot din Italia am avut și echipă de bază și FA 2014, dar era una mult mai ieftină. Dar era tot cam cu jucători ăștia, nu era cu Gervinho. Îl aveam și pe Jackson Martinez, care era acolo puțin hibrid. În fine, Chiellini respinge cu curul mingea aia. Mertens. Offside. Mă mir că n-a dat fault. Barzagli. Îmi place cum poți să calculezi fiecare mutare cu vreo 10 secunde înainte. Nu-mi place că merge greu, pentru că eu oricum îmi calculam fiecare mutare înainte. Asta țara meu nu o făcea. Și acum că merge greu, ia la tine să gândească ce să facă. Vezi? Hai mă, revină-ți jocule. Jocule, revină-ți, te rog, că nu am chef să merg așa. Oh my god, e gol. Vinclu. Neymar înscrie. 3-1. Într-o coincidență incredibilă. În momentul în care începe să meargă greu, Neymar a înscris. Până când se meargă greu, nu a avut nicio fază spre poartă. Însă, e de la conexiune, sper să fie. Uite, acolo nu mai merge greu. Poate s-a terminat. Nu, încă merge greu. Mertens înscrie. Nu, e peste! Oh my fucking god! Dă-ți autogol, David. Cum să nu-ți dai autogol, David Luiz? Ocazie foarte mare. Haide, am mulți jucători acolo. Vidal îi păcăște pe amândoi. Hai să centrez, deși nu prea fac asta des. Fau, penalti! Trea penalti, da. Ce? A dat fault în atac, tumoarea. You what, mate? Oh my god, cât de panică este. Uitați-vă și la voi. Asta e. Bine că a început să meargă iar bine. Se cheamă prima repriză. 3-1. Am mai multă posesie, sunt doar atât. Am avut 8 șuturi, 6 poartă. Oh my god. Hai că iar o șuchelini până la final. Dinio. Offside. Nard Gafanionu. Știam că face fake shot. Știam că face fake shot. Pur și simplu n-am putut să-l blochez. Barzagli, în ciuda faptului că are 86 la defending, n-a luat mingea când Neymar a trecut la propriu prin el. Se încheie meciul doar 3-2. Victorie. Puteam face o victorie mai clară, dar am ratat mult. Oricum nu contează. 3 puncte sunt 3 puncte. Și hai să zicem ultimul meci probabil din divizie. Și vreau să deschidem un singur pack pentru că nu vreau să pierd toți banii.
Sau nu, păstrez banii pentru Team of the Year. Atunci o să deschid pack-uri. Momentan o să-i păstrez, nu vreau să deschid nimic. Neymar omul meciului, deși noi am câștigat. Ok. Pentru că nu cred că vom pierde. Un egal sau o victorie. Freestylers. Încă un jucător care are... jucător cu 5 star skills. Ăla avea 3. Sau Kaká nu are 5 star, cred că are și Kaká. Ăsta n-are niciunul, dar are pe Ibarbo și pe Benzema. Am făcut mai devreme rage. Am câștigat cupa aia de Crăciun. Nu știu cum se numea, mega... Primeai un mega pack după ce câștigai aia. Și în finală, l-am bătut cu 4-1. Dar în finală, Isco a jucat de zici că avea 90 defending. Bloca fiecare minge. Mai bine mergeam pe partea lui Ramos și treceam decât, Doamne ferește, să încerc să trec de Isco la centru. Era... nu vine să cred că l-am înjurat în meciul ăla. În fine, Benzema începe un început clasic de Beast FC și rămâne la balon. Însă cu noroc mingea ieșite în out. Ăsta este un asta care vrea să câștige și și-a ales jucători corespunzători. Ibarbo, Benzema, 15 minute care e adversarul clasic de la Ultimate Team. Sper că îl vom putea bate. Sau de fapt, dacă nu îl vom bate, atunci înseamnă că e ceva în neregulă cu mine. Oh my god, cum a arătat de acolo? Prima ocazie a meciului. Cuadrado, autorul ei. Chiellini dă gol de acolo, de obicei. Acum n-a dat pentru că era emoționat că îl filmam. Însă mi-a dat un gol chiar în finala aia de la cupă. În concentrare, Ibarbo e liber, dar dă cu mingea, cu capul mingea, zici că era un pepene mingea aia. Ok, două ocazii, totul 7. Și două ocazii sau 3 ocazii mari. Voi primi gol. Mereu se întâmplă că meciurile astea primesc un gol și pe urmă nu ieși cu mingea mână afară. Pe urmă și finala care a bătut cu 4-1. Tot așa am primit gol și pe urmă am revenit și am câștigat cu 4-1. Poate acum nu vom primi gol repede însă. Hai Mertens. Oh my god, Mertens este un geniu și gol. Este gol. Sincer, când am dat pasa aia m-am gândit, oare Mertens are destul de mult la pasă de pasa aia? Și am zis, nu, n-are cum să dea pasa așa de bună. Însă a dat-o în exterior perfect către Cuadrado. Și este 1-0. Începem bine. Începem bine. Marchizio, jucătorul preferat din echipa asta, probabil. Hai că e liber, Marchizio. Putea să scoată un penalti acolo dacă era puțin mai Neymar. Însă nu. Hai concentrare, Chiellini, te rog să nu mai ratezi. Tu Ibarbo ratezi de obicei de acolo. Chiellini nu rata dacă era. Acum Benzema versus Barzagli. Mai bine aș face un fault, dar cine mai prinde pe Benzema? O, mă, cum? Cum a ieșit mingea în corner? Conco, explică. Mă, chiar nu este o mingea frumos fără să iasă nici măcar în corner. Și FIFA îi dă cornerul. Hai că nu-l, ba da, îl prinde pe Cuadrado că era cross. Care are aparent și el 99 defending. Offside? Nu, nu e offside. Chiellini foarte bine. Multe dintre atacurile mele încep cu viteza lui Cuadrado. Sau Gervinho, dar de multe ori Cuadrado. Dar acum că l-am luat pe Mertens și el e o variantă. Ibarbo nu are rost să îi... Fut! Cum? Era mult în spate și s-a împiedicat de piciorul ăla. Și bineînțeles că FIFA nu dă penalti. Ok, Benzema. Trei oameni e nevoie ca să-l calmeze Benzema. Zici că e un pitbull. Și fundașii mei sunt hingherii. Shoot! E gol! Ai grijă, Handanovic, că mi-ai făcut asta. Însă totuși nu e la fel de slab ca Marchetti. L-am avut Marchetti, era fără mâini aproape. Nu putea prinde o minge, niciodată nu l-am văzut prindezând o minge.
Ori le respingeam față, ori le băgam poartă, treceau mingea pe sub el, nu știu, a fost cel mai ciudat meciul ăla cu Marchetti. Hai că nu e offside. Cine sta? Ibarbo. Întoarce-te, Ibarbo, de ce nu răspunzi comenzilor? Nava, mamă, către Ibarbo, întoarce-te. Ok. E clasic Beast FC. Dă QW-uri mereu și speră să dea goluri scăpând. Și probabil am scris ceva goluri. Uite, nici n-a vrut să dea cu ăsta, a vrut să dea cu Ibarbo acolo, dar... Nu! Așa. Nu, de ce ai preluat mingea Ibarbo? Vrei să mori? Haide, un în doi aici. Ai forehead ăsta, sau mama lui, ca să-i... Vidal, poate primul tău gol? Dacă n-ai fi fost faultat brutal. Hai, Gervinho, gol Gervinho! 2-0. Frumos jucat. E numărul 11, Gervinho. Marea vedeta a echipei, aparent. A, trebuie să-i pun numărul 11 lui Ibarbo. Că el dă golurile. Benzema, dar Marchisio, din nou, jucătorul meu preferat. Această echipă. Dă pasă! Până se ridică Marchisio. Barzagli. Oh my god, Khedira. Offside, oricum nu mi-e frică că e Conco acolo. Nu e offside la Ibarbo. De ce? Mamă, cât de idiot sunt. M-am dus greșit în margine. Am crezut că va scoate portarul. Marchisio, stup, șop și șut. Oh my god! M-am dat prea tare. Ce frumos era dacă ieșea. Da, bine că sunt idiot. Încep deja să mă prostesc. Asta nu e bine, vreau să mai dau câteva goluri. Facem și spectacolul. Oh, nu. Oh, nu, portarul meu va prelua. Mă mir. Câștigă Ibarbo la cap. Minune. Vede că e Crăciunul, Ibarbo n-a câștigat un duel. E offside dacă fugi cu Benzema. Nu am vrut să fac asta, dar... Ah! Marchisio. Un picior salvator. Ajutați-l pe Mertens, vă rog. Vă rog frumos, veniți și voi în atac. What the fuck? Portar. Gol. Este 2-1. Am încercat să-l scot, să-l întorc, dar n-aveam cum pentru că a dat gol. 2-1. A atât de multe ocazii încât acum are șansă să se revină. Și asta nu e bine. În a doua repriză trebuie să înscriem câteva goluri. Să-i arătăm domnului Beast FC că nu are șansă să câștige. Aveam cam sus microfonul, pentru că am auzit cam încet. Hai, poate înscriem un gol până la pauză. Să încheiem meciul. Dacă nu intră prin la care la fiecare. Mamă, cât urăsc acești oameni. Care intră prin la care, deci pur și simplu nu știu să se apere. Așa că intră prin la care ca să spere să ia mingea prin la care. Pentru asta o să-i dau 6 goluri. Vă promit că o să dau 6 goluri, exact 6. Imediat începem. O să joc ca lumea. O să mă cer spectacol, să dau 6 goluri, exact 6. E 2-1, da? Nu! Nu-i nimic. Mă dau pe atac. N-am spus că nu o să mai primesc goluri. Am spus că îi dau 6 goluri. Asta este 1. 3-1. Ibarbo înscrie. Ne-au mai luat 3. Sau hai să recreăm Brazilia-Germania, să-i dăm 7. Însă va fi mai greu să-i dăm 7. 3 cred că putem să-i dăm. Nu, încă 3. Încă 4 va fi mai greu. Perfect. Da, să fugi și tu spre minge. Nu cu ăla. Portar.
Portarul meu nu iese aparent, este 2 la 3. Dar n-am spus că nu o să mai primesc goluri. Am spus doar că o să-i dau 6 goluri. Ar trebui să mă dau pe defending ca să nu mai scape cu fiecare QW. Însă YOLO swag 420. Nu cede niciodată. O să-i arăt cum se atacă. Nu cu QW-uri. E offside. De ce stai în offside, gras prost? Am stat o oră, m-am învârtit cu Ibarbo ca să nu mai stai la în offside. Și tot a stat în offside. Da, Ibarbo! Ok, 4-2. Chiar când îți fac rage, a tras Ibarbo. Chiar când a țipat la el. E semnalul prost între Nava Mamă și Ibarbo. Și durează ceva până trage. Am fost să dăm 6 goluri. 6 o să fie. Mai avem 2 de dat. Oh, are skill-uri nebune cu Ibarbo. Vidal vine din urmă și prinde. Oh, fuck. Marchizio. Ibarbo, ai vrut să urci. De ce nu ai continuat urcarea ta? Ai, iar Gervinho ăsta. Către Ibarbo. Cum se ratezi de acolo, grasule? Bine. Din nou Ibarbo, care trece fantastic și ratează cu poarta Doamne, doamne, doamne. Asta este o regulă în față. Să nu șutezi niciodată pe colțul lung ca în 2014. Colțul scurt, chiar dacă ești pe colțul lung cu poarta goală. Nu, nu, nu. Tragi pe colțul scurt, că e mai bine. Marchizio nu pierde mingea, eram sigur. Ai mă cu pasa. Corner. Ok. Aș putea să dau o pasă în spate, dar YOLO. Hai! Mertens, de ce preiei mingea? Oh my god, respinge de pe linie. Shoot! Ce încearcă el să facă cu Benzema? Să fugă din propriul careu. Și reușește până la Chiellini, care are defending și îl învață pe Benzema să joace CS. Oh my god, Ibarbo și finețele. Noroc cu Marchizio, care este un geniu al terenului. Gol! Încă un gol și se va face 6. Mertens înscrie. Pasă perfectă a lui Gervinho, forehead, mama lui Casei. De ce? Cei care nu prea știți. Uitați-vă la părul lui Gervinho, căutați pe Google. Sau o să vă pun eu poză aici, în timp ce vorbesc, dacă mi-amintesc și am chef. Hai, Cuadrado. 6 la 2. Din păcate nu se poate face 7-1 ca în Germania-Brazilia. Dar 6-2 e destul pentru o promovare în divizia 4-a în stil. Data viitoare când filmez alt timp, probabil o să fiu în divizia 1. Nu știu că o să mai filmez drumul până acolo, dar o să mai joc ca să ajung în divizia 1. Am dat pasă, Gervinho. Roșu, probabil. Sau nimic. A, nu, că dacă era roșu, apărea sus acolo. Deasupra echipei sale că a luat unul roșu. Apare înainte să dea arbitru respectivul cartonaș. Joc și pe ultra-attacking. Tot cu Marchizio șutez. Și o vinclu! E gol. Este gol Mertens. Însă Marchizio da vinclu. De asta îmi place așa de mult de Marchizio. Am spus șutez exact unde vreau cu el. Uitați ce a, n-a fost chiar vinclu. Greșeala mea. A fost transversală. Și Mertens înscrie un gol frumos. Însă la cursa 2005 prima oară am avut impresia că a fost vinclu. Oricum, super șutul lui Marchizio. 7-2. Ei bine, dacă ai vrea să începi mingea să continuăm, să mai poate mai scriu vreo 2-3 goluri, ar fi perfect. Este doar dacă vrei și nu ai cedat.
Care că a cedat, adică nu mai joacă, a plecat de la calculator. Sau Păi, a, da, a dat alt tab și se masturbează. we Uite, nu se la fețele Powerpuff, probabil. Acum nu mai joacă, pur și simplu, uitați-vă. Da, classic Beast FC, când e bătut, nu mai se joacă. Nu vreau să dau gol pentru că va dura mult. A, nu! Marchizio. Marchizio. Perfect, dați-vă puțin. Faceți loc. Fă loc, grasule. Fă-mă loc. Oh my god, îmi ia mingea. Boții joacă mai bine decât juca ăla. Că ăla intra pe mamele care mereu. Și nu putea să-mi ia mingea. A, e foul pentru el. What? Și acum stau încă o jumătate de oră până dă pasa asta. Oricum, serios. Boții, adică AI-ul, se apără mai bine că se apăra el. Că el intra decât prea alunecare. Și era foarte ușor să evita alunecările. Însă boții se apără pe om. Și trebuie să dau pasă ca să trec. Hai, portar. Hai că nu primești gol, cred, să te dai în spate la mingea aia. Hai, Marchizio, ok. Nu pot să fac boții, că sunt prea buni. Acum. It's time! Tutu schedira, din nou, se apără mai bine boții decât se apăra ăla. Dar nu vreau să bag cu Marchizio, vreau să mă șutez cu Marchizio. Cuadrado bate. Dar ăla e... e unul slab, e Evra. Oh! Ho, ho! Ce gol frumos îți scrie Evra. A fost scăriță. Asta aș fi vrut să dea un fel de scăriță, dar în vinclu. E bine, a fost scăriță pe centru. Însă frumos. Frumos șutul lui Evra. Mi-a plăcut. 8 la 2. Acum mai stăm o jumătate de oră până de pasă, dar asta e. Game over. 8 la 2. Câte goluri a dat oare Ibarbu? Cred că 5. Hai să vedem. Clasic Ibarbu. Dar avea pe Casillas în poartă. Ah, da, Casillas, Benzema. N-avea o echipă rea. Poate chiar mai scumpă ca a mea. Hai să ne uităm... două? What the fuck? Am două, Mertens, două, Cuadrado, Golazo de Evra și gol frumos al lui... nu, gol normal al lui Gervinho. Câștigăm divizia a... a cincea. Câștigăm 7K. Și aici se încheie episodul. Hai să ne uităm puțin la playeri. Câte goluri au înscris. Player stats. Ibarbo, oh, nu stai Diara, asta jucam la single player cu el. Ibarbo are 22 de goluri și 8 asisturi în 15 meciuri. Ramos, în partea cealaltă, la Borussia, cu echipa din Germania, are 4 goluri și 4 asisturi în 10 meciuri. Guarin, 3 goluri și 8 asisturi în 14 meciuri. Juanfran, 2 asisturi. A, ăsta jucam cu boții și ăsta. Evra, un gol, chiar în ultimul meci. Ăștia sunt din partea cealaltă. Gervinho, în 15 meciuri, are 9 goluri și 8 asisturi, foarte bun. Kagawa, 2 goluri, 3 asisturi din nou la Germania. Echipa din Germania nu prea mai îmi place. Mertens, de doar 2 meciuri a venit și a deja 4 goluri și 2 asisturi. Se vede că e zeu. Barzagli, Marchizio, 3 goluri și 4 asisturi. Am încercat foarte multe șuturi la distanță cu Marchizio. De fiecare dată când joc încerc. Cuadrado, 8 goluri și 7 asisturi. Mai bun e... mama lui Casei decât el. 9 și 8. Da, Cuadrado are 8 și 7, dar face mult mai multe. De fiecare dată Cuadrado poartă atacurile. Pe partea lui poate să fac scheme ca lumea. De Rossi, 2 goluri. Oricum n-am mai jucat cu el, era groaznic. Vidal, deja 2 meciuri, 2 asisturi. Hai să încheie episodul din Ultimate Team. Pe viitor la Ultimate Team o să facem squad builder-uri. Mă gândesc ce să mai facem. O să mai fac wager-e cu facecam și rage-urile mele. O să mai facem diferite chestii. O să mai mă gândesc eu. Cum am făcut și în 2014 top 5 ce jucători bestii, de exemplu. Asta am făcut să amintesc să-l caut pe Jackson Martinez să văd cât e. Dar este ieftin Jackson Martinez. Mă gândesc să fac o echipă în jurul lui pentru că e foarte bun. Poate o să fac. Plata viitoare, urși tuturor, o zi bună.